vă spun... Primarul comunei Vărăști, Vasile Preda, a fost condamnat în decembrie anul trecut la 8 luni de închisoare cu suspendare pentru mărturie mincinoasă în celebrul dosar de sechestrare și șantaj al fostului deputat giurgiuvean Dan Pasat. Deși Vasile Preda este condamnat prin hotărâre definitivă și irevocabilă, acesta continuă să conducă localitatea. Da, într-adevăr, am o condamnare cu 8 luni cu suspendare, fără interzicerea drepturilor care se cuvin din ceea ce privește continuarea funcției de primar și dreptul de a fi ales sau alte lucruri. Deci condamnarea nu dă posibilitatea ca eu să fiu suspendat sau să nu mai am dreptul de a participa la alegeri sau alte interdicții. Se specifică în sentința prin care sunteți condamnat că dumneavoastră aveți dreptul să vă exercitați în continuare mandatul sau așa spune legea? Ei, acum o să mă interesez și eu la avocat la toate lucrurile astea, dar vă dați seama că dacă exista o interdicție, deja în alta curte de casație, cum s-a făcut trimitere la... Deci am obținut un certificat de la judiciar, în care, într-adevăr, se spune acolo totul, dar probabil că făcea trimitere și la... la prefectură, la toate astea, la modul de a mă suspenda. Deși a fost condamnat definitiv și irevocabil edilului, îi se pare firesc să rămână primar, pentru că omul doar a mințit, n-a săvârșit vreun act de corupție. Dacă instanța n-a pronunțat nimic referitor la toate astea, nu văd de ce, că în fapt nu sunt condamnat pentru o anume corupție sau eu știu ce alte lucruri. Mai e o mărturie mincinoasă care zice că e mărturie mincinoasă, în sfârșit, lucrurile care au fost în dosar. Instituția prefectului se abține de la orice comentariu, motivându-și lipsa de reacție prin faptul că nu a intrat până la acest moment în posesia hotărârii emise de justiție. Ambiguitatea din legile care guvernează administrația publică locală este amplificată și de faptul că nu toți aleșii condamnați penal au beneficiat de clemență. În unele cazuri, instanța a decis că primarii trebuie să-și piardă funcția, indiferent dacă pedeapsa le-a fost suspendată sau nu. Cu ceva timp în urmă, un parlamentar a depus o inițiativă menită să elimine ambiguitățile legii, dar fără niciun succes. Motivul invocat pentru clasare a fost acela că un parlamentar nu mai poate depune inițiative legislative în ultimele 6 luni de mandat.